Sâmbătă, în sala Muzeului Poliției de Frontieră, au răsunat acordurile de vioară, acordeon, dar și vocile tinerelor talente. Elevii Școlii Populare de Arte au sărbătorit Românește printr-un spectacol folcloric dedicat Dragobetelui, eveniment din care nu au lipsit nici dansurile populare. Centrul Cultural Ion Vinea nu s-a lăsat mai prejos și a organizat duminică tot un spectacol dedicat iubirii la români. Am organizat acest spectacol de dragobete. Este, dacă vreți, din punctul nostru de vedere, chiar și o contrabalansare a ceea ce am împrumutat, adică ziua de Valentin, Sfântul Valentin, gândindu-ne că avem o zi a noastră tradițională cu rădăcini adânci și încă găsim rădăcinile în tradiția dacică acestei sărbători. Giurgiuvenii, care au ales să-și petreacă după amiaza în sala Ateneului Nicolae Bălănescu, au ascultat evocări ale sentimentului de dragoste și au urmărit piese de teatru puse în scenă de trupa Ex Toto Corde. Mă, nu suntem pe scenă, vrei să joc și un teatru, ce ai? Nu vreau teatru, vreau să rud. Să-mi spui și mie cuvinte frumoase, cum îi spune el ei. De la titlu mi-am dat seama că este o piesă foarte frumoasă. O dragoste nebună, nebună, nebună. Ce femeie nu-și dorește o dragoste nebună, nebună, nebună? Da, ți-am oferit o dragoste nebună și n-ai știut să o apreciezi. Pentru ca spectacolul să fie complet, pe scenă a urcat și Tică Lumânare, care a celebrat iubirea prin frumoase melodii de dragoste. Simt că fără ea nu pot respira, asta e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice să mai îndori tu. Încă aș putea eu să